stângală, Bianca. Trebuie să mărturisesc faptul că această rochie mi-e tare cunoscută. Nu știu de ce, oare de ce. Bravo, Regino. Ei vine mai bine. Pot recunoaște asta fără invidie. Ai purtat-o? Cred că sezonul trecut. Da. Este superbă. E stilul tău? Este unul dintre stilurile mele. Eu nu am un stil extraordinar de bine definit. Asta e și motivul pentru care am venit aici. Dar mă regăsesc foarte tare în ochii asta. Adică și mai simplă, ușor sexy, da. Perfect. Hai să vorbim cu fetele, Bianca. Tea? Îmi place cum arată rochia pe Bianca. Bine, orice rochie cred că arată bine pe azi. E foarte înaltă și arată foarte bine. Ei zici. I-aș mai fi pus ceva. Nu știu, poate brățările mai mari. Poate niște cercei. Poate un claci. Și în zona de sandale. Mă deranjează puțin bareta aia de sus, dar... Nu știu, poate aș fi pus niște sandale ca ale tale să nu existe terminația neagră acolo, nu știu. Așa, când mă uit, mă deranjează puțin vizual. Sandale ca ale mele să nu aibă baretă peste da, gheznă. Da, așa. Da, da. Și niște cercei. Sau brățările mai mari. Mai mari, da. Adică nu e accesorizată, da, e o simplă rochie, vrei să spui? Da, mi se pare cam simplă ținută. Am căutat brățări mai mari, dar nu am avut timp să găsesc, nu am găsit, din păcate. Și eu mi-aș fi dor să fie mai mari, să fie la fel. Da. Și... mi-ar mai fi plăcut să fie albă total și în partea de jos. Albă total și în partea de jos? Partea de jos, da. Să fie mai imaculat albul din partea de jos. Am călcat pe ea și s-a murdărit. Pentru că s-a murdărit puțin. S-a murdărit, da. Doar cine a vrut să vadă, a văzut. Cine n-a vrut, nu se observa neapărat. Cine a vrut să vadă și a încercat să găsească ceva, a văzut normal. Probabil că le-a deranjat, dar dacă mă întreb pe mine, eu care sunt obișnuită să fur șmecherie, la televizor asta n-avea cum să se vadă niciodată în viața asta. Și eu tăceam din gură și nu o ziceam, sincer. De ce să-l pun, de ce să zic, ai rochia murdară ca să pună la cu camera pe rochia ei și să vadă toată lumea că rochia e murdară. Eu n-aș fi zis-o, fraților. Pia, din punctul meu de vedere, orice fată poate să-și pună o rochie și să fie stilul ei. Nu e o rochie urâtă, nu e o rochie trebuia faină. Trebuia să spui și tu o rochie, dacă... Uite, eu, de exemplu, ăsta e stilul meu și vreau să mi le respectați. Asta și... este al meu. Foarte bine. Mă bucur. E foarte simplu să-ți pui o rochie simplă și să mergi la o gală. Și pe tine ce te-a oprit să-ți pui o rochie simplă și să vii aici? E stilul meu. Și atunci... Tocmai am spus, nu vreau să-mi pun o rochie simplă. Foarte bine, eu am vrut să-mi pun o rochie simplă. Dar nu cred că e simplu să-ți pui o rochie simplă. Rochia nu era una simplă. Mie mi-a plăcut rochia foarte tare, chiar dacă era murdară. Oricum se vede asta la televizor. Baba, chiar unii au televizor de aia cu purici, nu văd nimic oricum. Dar mie mi-a plăcut rochia, îmi place de ea, este înaltă, îi vine bine rochia aia decupată pe picior, se vedea piciorul lung, frumos. Chiar ok. În fața lor, te rog. Mulțumesc. Spuneai bună seara că n-ai un stil personal foarte bine definit. Contura, și cu toate astea ai ales să porți în gala cu acest concept mai style, o rochie de seară cu un spate gol extrem de îndrăzneț. Într-adevăr, nu trebuie să văd urmă de lenjerie. Într-adevăr, da, am încercat. Deranjează faptul că este murdară rochia în partea de jos. Puteai să o ții cu mâna la repetiții sau în momentul în care te-ai plimbat pe hol sau ce ai făcut tu până să începem să filmăm. Da, nu mi-am dat seama, apoi mi-am dat seama când am văzut. Nu mi se pare o rochie simplă, n-aș spune că e o rochie minimalistă, absolut deloc. Mă deranjează accesorizarea pe care tu o propui. Da. Brățările acelea finuțe, chiar dacă au cristale, n-au ce să caute acolo. Le-aș și scos de tot. Adică fie puneam o ploaie de brățări, fie puneam niște brățări statement care să fie vizibile, fie nu mai puneam brățări deloc. Da. Cam atât. Arăți impecabil, Bianca, dar da, aș vrea să fii mult mai prezentă. Da, o să nu încerc. Nu te simt, nu te aud și câteodată spune Ilinca din când în când, Bianca Giurca, a, da, a, era și ea. Te rog să nu, și niciuna dintre concurente nu are voie să spună n-am avut timp sau n-am avut altceva. Atâta timp, uite, am pe colega mea aici, Raluca. Se agită ca un sifon tot timpul, de să-și facă rost de haine. Toată ziua, dacă o suni, sunt să-mi fac rost de haine. Să-mi iau aia, să-mi iau brățări. Fetelor, sunteți la un Bravo, ai stil celebrities. Deci duceți-vă, alergați, împrumutați. Ești tatuare, ești frumoasă, ai toate atributele astea. Poți să porți aproape orice.
la Giurcanca mai gândesc că așa era și Laura la începutul emisiunii alea care o făcu eu. Nu vorbea nimic. Pe urmă, rupea. Cred că așa o să se întâmple și cu asta mică. Pentru că mi-ar părea rău, pentru că e prea frumoasă nene. Are creația aia kilometrici, are fața aia de modelină, are acel ceva. Notele pentru Bianca. Moris? Mulțumesc. 3 puncte. Raluca? O rochie superbă, fată superbă, o prezență care nu mă animă. Vreau, Bianca, să simt ceva, să... Da. De ceva. Cătălin? Același lucru. N-a fost foarte bine, dar învățăm. Asta e important, suntem la început și avem tot timpul să evoluăm. Vorbește cu cei de acasă. Astăzi nu a fost foarte bine pentru mine. Din păcate, nu am fost la înălțimea așteptărilor, dar pot rămâne în continuare în concurs dacă voi votați 8 la 1206. Mulțumesc! Mulțumesc, Bianca!